Salutare, Freecax, ce mai faci? Salutare, bine tu? Uite, bine la petrecere. Cum ți se pare ideea asta de petrecere cu rock, cu hip-hop și cu muzică electronică? E o idee foarte bună. E chiar un eveniment la care m-am gândit ulterior, foarte variat. Adică găsești de la rock, nu știu dacă punk, nu găsești, dar să zicem că ar fi câteva influențe în unele trupe, hip-hop, rap, chiar drum and bass, dubstep, chiar sunt foarte, foarte multe genuri într-un singur eveniment, ceea ce e de remarcat. Tu ai mixat și pe afară. Da. Asta vreau să te... Cum se pare diferența dintre publicul de afară, ce ai avut în față afară și ce ai avut în față aici? Aș putea să spun doar că mai avem mult de lucru. Noi ca popor. Au venit foarte mulți DJ cunoscuți de afară și ți-au ascultat piesele și le-au băgat în propriul lor set. De unde te inspiri? Cum reușești să o lovești perfect pe stilul tău? Păi, inspirația vine sau poate veni din orice. Adică mă pot inspira din absolut orice. Pur și simplu merg pe stradă, pot să ți arăt că am pe telefon, nu știu dacă mai am, dar cred că am pe telefon înregistrate, nu știu, linii melodice sau niște idei care mi-au venit pur și simplu, mergând doar pe stradă. Te-ai gândit să treci de la darkstep la hardstyle? Da. Pot să spun o chestie care e în premieră. Anul viitor vreau să lansez un album care o să fie foarte variat, aproape la fel de variat cum e și evenimentul din seara asta. Adică o să fie și piese de rock, o să am o piesă cu băieții de la H-Shop, s-ar putea o piesă de punk rock cu Chester, o să am o piesă cu de IDM, o piesă IDM, da, cu Silent Strike, cu Rareș de la Shadowbox și nu știu, sunt multe nume. Salutare, trupa, acum ce mai faceți? Hei, salut! Uite, după o mică, nu știu, luptă, așa că am avut toboșarul cu probleme de spate, am cântat cu altcineva, cu Vlăduț, o perioadă, acum am revenit, am repetat de vreo două luni și am venit să cântăm la concertul cu iepuri negri. Răi. Apropo, cum se pare petrecerea asta? Jumătate rock, jumătate muzică electronică? Mi se pare combinația morții, nu știu exact ce trebuie pentru seara asta. Exact ce trebuie pentru seara asta, nu știu ce să zic, o să vedem, e haos. E prima oară pentru voi la Polivalent, nu? Da, prima oară ca în calitate de cântăreți. Că am mai venit când eram mici la rock, nu? Ce urmează pentru trupa Coma în continuare? Pentru trupa Coma urmează un videoclip. Cred că facem acum mai nou un videoclip an la o piesă pe cărui nume nu știm încă. E o piesă complicată și cu... Nu o să mai fie o baladă rock cum a fost cea de anul trecut. O să fie mai mult rock decât baladă. Și o să-l lansăm undeva în decembrie, ne-am propus. Toți fanii cum așteaptă un nou material de la voi. Din păcate mai greu cu albumele, că ți-am spus, au fost niște probleme anul ăsta, trebuia să facem, dar uite că din cauza Tobei și că a trebuit să învățăm pe altcineva, pe Vlăduț, melodiile, n-am pierdut vremea cu învățatul pieselor pe care le știm de 12 ani. Și aia e. Acum 10-12 ani venea lumea la petrecere, la concertele Coma și își rupeau capul. Cum e publicul acum? Păi publicul acum e aproape la fel ca și atunci, doar că diferă concertele de club de astelalte, de spații mai mari, mai largi, cum sunt hale și nu știu ce. Deci în club se întâmplă în continuare același lucru, pe scenă mare e un pic mai greu pentru noi să mișcăm lumea, nu știu, nu ne simțim așa de bine, știi, pe scene mari. Mai drăguț este un concert de club pentru noi. How's Romania for you? This is your second time. Yeah, this is my second time in Romania. Yeah, I've always had a good time in Romania. Crowds are good, girls are beautiful, everyone likes a good party, so yeah, happy to be here again.
How was the first festival in Romania? Subsonic Festival. Yeah, it was a crazy festival out in the woods, and I can remember being quite apprehensive about getting there because the driver told us there were bears in the woods, bears and wolves. Yeah, there are. Well, yeah, we didn't see any bears and wolves. So, when I left, I was happy that I didn't see any bears and wolves. But it was a good festival. Yeah, it was good vibes. Yeah. Do you think that the drum and bass is becoming more mainstream? I think basically at the moment, dance music. Well, dance music's always been mainstream in the UK because we've had it probably since the start of the 90s, late 80s, as being commercial music. And I don't think that it's much has changed. It just seems, because I can remember like back in the day, you'd have like underground acts making commercial tunes. And I just think it's kind of carried on like that. But I do think people's tastes at the moment have become less band orientated. I think things will go in cycles. I think dance music will be big, then rock music will be big, then hip hop will be big. And it just keeps going in cycles. And I think we're definitely on, at the moment, we're on a very electronic music sort of peak, as it would. Rusko, Kaspas, they're producing albums for Britney Spears, Beyonce. Exactly. Well, I think, I mean, you look at electronic producers nowadays, the standard of production is so high that what we can do in our bedrooms with no budget, usually people would have to pay like thousands of pounds to recreate that with the top engineer. And I think it's just kind of, it's just one of those things where if you can make really loud electronic dance music, then you can pretty much apply that to any other genre that you want. Someone said to me that like, drum and bass producers are the best producers in the world because they spend so long trying to fit so much into such a fast music that when you drop the tempos, you can make anything you want. And I think you can see that with people like Jason Status and Pendulum working with big artists and just taking the trade that they learned when they're writing their own music and just applying it in a different sort of genre and succeeding really well. What happens when you have to mix and you're not just in the mood to mix? I take another beer, and I guess the people will feel that. We have a lot of good tunes and a good selection. I don't think that happens. Yeah, I smoke a cigarette and I don't know, have a drink and just try to vibe. It's like, I mean, when you're on the stage, when you had a shit day and you have to play and you don't feel like playing, when you get on the stage, it usually vanishes within a couple of minutes, and you're just there to do a good job, like to have fun, to entertain people and to entertain yourself. What advice will you give to a kid who wants to be a DJ? That's a good question. I don't know, to actually just listen to a lot of music and just try to find the right music for yourself, and that's all. Just keep on doing it. Just try to keep on doing it all the time, just over the years, don't give up, and it will work. Hard work always pays off, so. Yeah, I mean, nothing really to add. You just gotta sit down for hours. I mean, I know when I started to play out, I bought me turntables from the little money I had, and I was just practicing for hours in my basement, and I took any gig I can for a warm handshake. I didn't mind if I got paid, I just wanted to make music. And if you really want to do something and you keep on like living it and you want to be better every day, I think everyone could be a DJ. Surely have got to have a bit of a talent, I guess, like a musical understanding, a talent, but that's something you can learn as well. So yeah, that's my advice, do it. How is to be a DJ? How is your life? Our life is pretty much like, yeah. No, we are like in the studio from Mondays to Fridays, actually, when we not have to play out on Fridays, but it's like from 9 to 5 or 9 to 6, we're just constantly in the studio. And then we just go out on weekends and work there as well. So, I mean, it's 24/7. It's 24/7. Yeah, it's pretty hard, but it's fine. We like it because that's what we like to do.